În sesiunile ce le-am parcurs săptămânile trecute, am văzut care a fost scopul pentru care Dumnezeu l-a creat pe om. Apoi ne-am uitat la purtarea de grijă a lui Dumnezeu cum atunci când omul a căzut, Dumnezeu a pregătit o cale pentru om pentru a fi readus la cel scop de la început, trimițându-L pe Hristos și dându-ne Duhul Sfânt care să locuiască în noi. Apoi, am repetat modul cum mulți oameni pierd această resursă a lui Dumnezeu. Isus a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Dacă nu știm adevărul, vom rămâne legați. Și aceasta este starea în care se află mulți, mulți creștini. Pentru că ei sunt ignoranți, sunt legați. Deci, ceea ce a spus Isus, putem spune în felul următor. Dacă rămâneți în necunoștința adevărului, veți rămâne în robie și legați. Dar dacă veți ști adevărul, adevărul vă va face liberi. Liberi de păcat, liberi de. Inhibările pe care le poți avea în caracterul tău, provocate de unele tragedii cu care te-ai confruntat în copilărie, sau probleme cauzate de alții. Tu poți fi eliberat de orice. Nu există nici măcar o problemă în viața ta pe care Dumnezeu să nu o poată rezolva. Nu există nici măcar o problemă în viața ta pe care Dumnezeu să nu o poată rezolva. Nu există niciun lucru din trecut de care Dumnezeu să nu se poată ocupa. Acesta este mesajul minunat al Evangheliei. Nu contează care ți este trecutul, de unde ai venit sau cum ai fost crescut. Dumnezeu poate să rezolve totul și să te facă un creștin glorios. Să te facă să te asemeni lui Hristos tot mai mult, dar doar dacă dorești. Isus a spus odată următoarele cuvinte. În Matei 11, versetul 29. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Într-un studiu anterior, am văzut îndemnul din Filipeni 2 cu 5, care spune, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. Să aveți atitudinea care este în Hristos. Isus spune același lucru și aici. Învățați de la mine. Nu doar dintr-o carte, Știți că una din marile diferențe dintre Vechiul Testament și Noul Testament este aceasta? În Vechiul Testament oamenii aveau o carte. Niciun om nu putea să se ridice în Vechiul Testament și să spună urmați-mă pe mine, uitați-vă la mine, învățați de la mine. Dar în Noul Testament nu avem numai o carte, ci avem o persoană. Persoana lui Isus Hristos care a murit și a înviat, și pe Duhul Sfânt care ne arată cum este Hristos și făcându-ne asemenea lui. Ce credeți că este mai ușor? Să înveți să noți după un desen pe o tablă sau de la o persoană care sare într-un râu și îți arată cum să faci? Știți care este răspunsul. Într-o carte, Poți găsi explicată toată teoria notului, dar nu vei învăța niciodată. Dacă vei sări în râu, te vei neca. Dar dacă o persoană sare într-un râu și îți spune uite cum fac eu, hai, urmează-mă, este mult mai ușor. Aceasta este una dintre marile diferențe dintre Noul Testament și Vechiul Testament. În Vechiul Legământ avea o carte, Cartea Legii. În Noul Legământ, avem cuvântul, nu numai scris, ci întrupat. Și astfel, când ne uităm la cuvântul scris, scopul nostru este ca prin cuvântul scris din Scriptură să vedem cuvântul viu pe însuși Isus Hristos. Deci El spune, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Cum poți să învăț de la Hristos? Nu este ca și cum ai învăța chimie sau fizică, stând într-o clasă și ascultând un profesor. Pentru că chimie fizică sau orice altă materie, poți să o înveți stând într-o clasă, dar nu poți să înveți să înnoți stând într-o sală de clasă. Nu poți să înveți să călărești stând în clasă. Nu poți învăța să conduci o mașină sau un avion stând într-o clasă. Aceasta cere experiență practică. Ca să devii ca Hristos, ca să înveți de la Hristos, trebuie să experimentezi aceasta în viața de zi cu zi. De aceea a spus, luați jugul meu asupra voastră. În satele noastre, toată lumea știe ce este un jug. Câmpurile sunt arate cu doi boi, care ară împreună cu un jug pe gâturile lor. Ei trag plugul împreună și așa sunt arate câmpurile. Dacă unul dintre boi moare și se aduce un alt bou mai mic, care nu are habar de arat, care nu știe să tragă o brază dreaptă, atunci Boul tânăr se pune cu unul experimentat și este ca și cum boul mai bătrân iar spune celui mai tânăr, ia jugul meu și peste tine și învață de la mine. Pur și simplu mergi la pas cu mine, în direcția în care merg și eu. Și în câteva săptămâni vei putea să are o brazdă dreaptă, pentru că ai învățat de la mine. Deci nu este o comunicare verbală, fă asta sau cealaltă, ci este experiență practică. Deci când Isus spune, luați jugul meu asupra voastră, El spune, vină în tovărășie cu mine, împărtășie cu mine și lasă-mă să te învăț. Învață ceva din viața mea, din modul cum am trăit. Uită-te la viața mea pământească. Cum să iau acest jug? Mai întâi de toate, mă supun complet autorității lui Hristos. În Vechiul Testament, a fi sub jug însemna să fi sub autoritatea cuiva. Citim în Vechiul Testament despre jugul regelui Babilonului. Israeliții au ajuns sub acel jug. Isus ne invită sub un jug foarte plăcut, pentru că spune mai târziu în Matei 11 că jugul meu este ușor. Este un jug Drăguț și plăcut. Nu este un jug greu ca jugul regelui babilonian asupra israeliților. Nu. Este un jug ușor și plăcut. Și sarcina mea este ușoară, a spus el. Domnul nu ne forțează să facem ceva. Orice faci forțat, chiar dacă este un lucru bun, devine o faptă moartă. În Vechiul Testament erau numai fapte bune și fapte rele. În Noul Testament citim despre fapte bune, fapte rele și în Evrei 6 versetul 1 și Evrei 9 cu 14 citim despre fapte moarte. Și spune acolo să ne pocăim de faptele moarte. Trebuie să avem o curățire a faptelor moarte în sângele lui Hristos. Ce sunt faptele moarte? Explicat într un mod foarte simplu Faptele moarte sunt fapte bune, făcute cu un motiv rău. Eu pot să predic. Este aceasta o faptă bună? Desigur. Dar dacă predic pe bani, este o faptă moartă. Pot să cânt o cântare într-o biserică? E o lucrare bună. Dar dacă cânt pentru a fi eu însumi lăudat, este o faptă moartă. Pot să dau bani pentru lucrarea lui Dumnezeu? Și este un lucru bun. Dar dacă dau acei bani pentru a mi se aduce mie însumi onoare? Sau ca numele meu să fie publicat undeva? Este o faptă imediat moartă. Faptele bune pot deveni moarte. Faptele păcătoase sunt deja moarte. Dar marea tragedie este atunci când faptele bune devin moarte. Citim despre aceasta chiar și în Vechiul Testament, în Cartea Exod, unde Domnul a vorbit lui Moise cu privire la îmbrăcămintea lui Aaron. Unul dintre lucrurile pe care le-a spus a fost că Aaron trebuia să aibă o placă pe frunte pe care scria Sfințenie Domnului. Și scopul acesteia era, în Exod 28 cu 38, spune, ca să ia păcatul, care era când se aduceau darurile sfinte de către evrei. Era acolo un păcat în lucrurile sfinte și acestea sunt faptele moarte. Deci Isus a spus, nu faceți ceva ce este scris în Scriptură într-un mod mecanic, ca pe o faptă moartă. Poți să iei un verset din Scriptură, să-l împlinești mecanic și să forțezi și pe alți oameni să asculte mecanic, în acord cu litera legii. În 2 Corinteni 3, versetul 3 spune, Slova o moară. Tu poți să urmezi litera Scripturii și acel lucru să omoare. Și poți lua litera sau slova Scripturii să predici altora în biserică și îi va omorâ și pe ei. Nu acesta este modul în care trebuie să învățăm. Nu. Modul de a învăța este să luăm jugul lui Isus asupra noastră și să învățăm de la El. Să ne uităm la exemplul lui. Deci în 2 Corinteni 3, după ce spune că Slova omoară dacă mergem la cuvântul scris al legii, 2 Corinteni 3 cu 6, spune apoi că în contrast cu aceasta, Duhul Sfânt dă viață. Deci cum dă Duhul Sfânt viață? Arătându-ne fiecăruia, atunci când citim din Scripturi, nu un verset sau o poruncă, ci slava lui Isus Hristos. Deci, cu alte cuvinte, atunci când mă uit în Scriptură, trebuie să-L văd acolo pe Isus. Asta spune mai jos în 2 Corinteni 3, versetul 18. Cu fața descoperită privesc în această oglindă a Cuvântului Lui Dumnezeu și ce văd acolo? Acolo văd slava sau gloria Lui Isus Hristos. Și încet, încet, Duhul Sfânt mă schimbă spre asemănarea cu El. Deci aici vedem că scopul pentru care Dumnezeu ne-a dat scriptura nu este numai ca să urmăm litera legii. Asta ne-ar face farisei. Fariseii care l-au omorât pe Isus Hristos erau oameni care urmau litera legii. Și ei urmăreau tot timpul să găsească greșelile la oameni. Au găsit și pe o femeie prins în preacurvie și după litera legii vroiau să o omoare cu pietre. Dar Isus a eliberat-o ei nu au înțeles inima lui Dumnezeu. Ei țineau litera lege și vroiau să omoare pe oameni, să-i pedepsească. Pe când Dumnezeu a fost totdeauna interesat să salveze oameni. Dacă Dumnezeu vede un om în păcat, El vrea să salveze acel om. Când farisei au văzut un om în păcat, ei căutau ce cuvinte să folosească ca să-l dea afară din biserică. Și astăzi se găsesc asemenea oameni. Când văd o persoană în păcat, ei vor să găsească un verset care să o condamne. Pe când Dumnezeu, atunci când vede pe cineva în păcat, el caută să facă ceva să-l salveze. Acesta este un exemplu în care putem vedea cum Slova o moară și Duhul dă viață. Poți merge la litera legii și vei găsi un verset cu care să lovești pe cineva în cap. Pe când, dacă mergi la Duhul Sfânt, el îți va arăta în scriptură Slava lui Isus. Și dacă vrei viață. Trebuie să l vezi pe Isus în Scripturi. Și spune: Doamne, ajută-mă să înțeleg caracterul tău. Învață de la mine, spunea Isus. Ia jugul meu asupra ta și învață de la mine. De exemplu, să ne uităm la smerenia lui Isus Hristos. Lumea poate vedea slava lui Dumnezeu în creație. Da, este o slavă acolo, în stele, în planete și în toate minunile care sunt în universul acesta. Dar pentru ucenicii lui Isus, gloria lui Dumnezeu nu este văzută în primul rând în creație, ci în caracterul și persoana lui Isus Hristos. În smerenia sa, în modul cum a trăit pe acest pământ. Când ne uităm la faptul că el nu a luat ca un lucru de apucat a fi egal cu Dumnezeu, ci a coborât și s-a făcut om. Acest lucru este un pas extraordinar în smerenie. Imaginați-vă următorul lucru. Dacă tu, ca o ființă umană, ai vrea să ajuți un vierme, un vierme nenorocit care se târăște pe pământ și iubește acel vierme așa de mult pentru că nu știe cum să se comporte. Dacă mergi la acel vierme ca om, viermele s-ar speria. Dar dacă devii un vierme, poți să comunici cu el și să îl conduci la o viață mai înaltă. Aceasta este o imagine a ceea ce a făcut Isus Hristos. Diferența dintre Dumnezeu și om este mult mai mare decât diferența dintre un om și un vierme mic care se tărăște pe pământ. Pentru mine, a deveni vierme ar fi un pas extraordinar în smerenie. Dacă aș vrea să ajut acel vierme. Faptul că Dumnezeu s-a făcut om este un pas în smerenie de un milion de ori mai mare. Și dacă nu vedem aceasta, atunci nu vedem slava lui Isus Hristos. De aceea sunt împotriva celor oameni care spun că Isus a fost un proroc mare, un filozof sau un lider religios. Nu, nu a fost. A fost Fiul lui Dumnezeu care a venit în formă umană. Era Dumnezeu arătat în trup. Nu a fost doar unul din mai multe întrupări a lui Dumnezeu. Nu, a fost singura întrupare a lui Dumnezeu pe acest pământ. Dacă spui altceva decât aceasta, îl jefuiești de slava lui. A fost Dumnezeu care și-a făcut apariția în trup. Aici vedem smerenia lui, chiar prin faptul că a devenit om. Chiar dacă venea pe pământ ca împărat să conducă acest pământ, și aceasta era o smerenie. Pentru Dumnezeul Atotputernic să vină pe acest pământ ca un împărat ar fi fost un pas în jos fantastic. Dar partea minunată este că atunci când a venit pe pământ, nu a ales să fie un împărat. Magii care au venit, auzind de nașterea lui Isus, L-au căutat într-un loc greșit. Au urmărit steaua și când au ajuns la Ierusalim, citim în Matei, capitolul 2, ei au spus, nu mai trebuie să urmărim steaua, pentru că unde s-ar putea naște regele evreilor? Desigur, într-un palat. Deci, n-au mai urmărit steaua. Și aici oamenii înțelepți au devenit prostuți. Și au mers la palat ca să afle dacă regele evreilor s-a născut acolo. Oamenii de la palat habar nu aveau că regele evreilor s-a născut. Oamenii aceștia de departe, din est, au venit să-l caute. Iar oamenii care aveau Biblia nici nu știau că regele evreilor s-a născut. Regele Irod a mers la mai marele preoților și la cărturari, care au spus, da, da, este scris în cartea lui Mica că se va naște în Betlem. Dar nu i-a interesat să meargă la Betlem. Așa că magii au ieșit de acolo. Și ce au făcut? Au devenit înțelepți din nou. Au urmat din nou steaua. Și urmărind steaua, au avut surpriza vieților. Acesta, care era regele iudeilor, era într-o căsuță micuță. Ei n-au ajuns chiar când s-a născut, căci dacă ajungeau mai repede, îl vedeau într-un grajd cu vaci și măgari. Au ajuns puțin mai târziu. Probabil datorită faptului că nu au mai urmărit steaua. Au deviat de la traseu, au mers la Palatul lui Rod, în loc să meargă direct la Betleem. Dacă veneau la Betleem, ar fi văzut priveliștea minunată a Fiului lui Dumnezeu, născut într-un grajd. Dar au ratat aceasta. În timp ce ei veneau, Isus a fost mutat din grajd într-o casă. Și ei acolo l-au văzut. Dar ceea ce vreau să spun este că, chiar atunci când a venit pe pământ, el s-a smerit mai departe pe sine. Cât de mult s-a smerit el acolo? Nu doar puțin. Dacă s-ar fi născut într-o familie de clasă mijlocie, asta de la sine ar fi fost smerenie. Dacă s-ar fi născut într-o casă de robi, aceasta ar fi fost chiar mai mare smerenie. Dar gândiți-vă la aceasta. El a fost născut într-un grajd. În întreaga mea viață, n-am auzit niciodată pe cineva care să fie așa de sărac încât să nască copilul într-un grajd cu vaci și măgari. Niciodată. Nu știu dacă a existat vreodată vreo ființă umană pe fața pământului care să fie așa de săracă încât mama lui să-l nască într-un grajd. De aceea Domnul Isus Hristos este unic. De ce a lăsat cel mai înalt loc din cer pentru a veni în cel mai de jos loc de pe pământ, într-un grajd cu măgari pentru că a vrut să salveze oamenii. A venit de desubtul tuturor pentru a ridica în sus pe toți. Cum poți să ridici oamenii dacă nu mergi sub ei? Nu poți sta deasupra lor ca un conducător și să te aștepți să îi ridici. Poți să le dai ordine dacă ești un conducător. Dar dacă vrei să îi ridici, trebuie să mergi sub ei. Și el a hotărât să meargă de desubtul oricărei ființe umane care a trăit vreodată. De aceea s-a născut într-un grajd, cel mai josnic loc posibil pentru a te naște. Și acolo vedem smerenia sa. Acum, partea frumoasă este că acest lucru nu a fost întâmplător. Tu poate te-ai născut acasă sau la spital, dar niciodată nu ai avut șansa să alegi unde vrei să te naști. Tu n-ai ales țara în care să te naști sau familia. Deoarece ai fost pur și simplu zămislit în pântecele mamei tale. Și, în funcție de statutul social al părinților, acolo ai fost născut. Te-ai fi putut naște într-o cameră de spital cu aer condiționat sau într-o cameră dintr-o casă? Tu n-ai ales unde să te naști. A fost doar o singură persoană care s-a născut pe acest pământ care a ales unde vrea să se nască. Și acesta a fost Isus Hristos, Domnul nostru. Deoarece El a planificat nașterea Lui din cer. El a planificat nașterea Lui cu mii de ani înainte. Sămânța femeii a fost promisă în geneza capitolul 3 și numai de acolo au fost 4000 de ani până la naștere. Dar el a știut despre naștere chiar dinainte. Să presupunem că ți-ai fi planificat propria naștere pe pământ. Ce familie ai fi ales? Ce oraș ai fi ales? Ce loc din punct de vedere fizic ai fi ales? Ce locație ai fi ales ca să te naști? Ai fi ales un loc ca Nazaretul? Acolo de unde Natanael spunea, poate ieși ceva bun de acolo? Trebuie să fi avut o reputație rea acel loc. Ai fi ales acel loc cu o reputație rea în care să te naști? Ai fi ales o familie săracă de dulgheri sau ai fi ales o casă de oameni bogați? Unde ai alege să te naști? Ai alege o națiune disprețuită în robie ca Israel, care erau sub romani? Ce locație ai alege? Ai alege un grajd? De ce Isus a ales în mod intenționat toate aceste lucruri? Și nu numai aceasta. Îi vezi smerenia lui chiar și în genealogia lui. Matei, capitolul 1. În general vorbind, când evreii și-au scris genealogiile lor, nu au menționat niciodată vreun nume de femei. Erau numai nume de bărbați. Era o societate dominată de bărbați. Dar în această genealogie a lui Isus, care merge până la Iosif, bărbatul Mariei, mama lui Isus, citim numele a patru femei. Trei din ele sunt din neamul lui Isus Hristos. Prima este Tamar, Matei 1, versetul 3, care a născut un fiu pe nume Fares. Lucrul interesant de acolo este că, dacă citești în Geneza 38, Tamar era nora lui Iuda. Acolo a fost un incest. Socrul cu Nora a avut relații intime și a avut un copil, pe nume Fares. Și Isus din ceruri a ales această linie și a spus, voi veni pe această linie. Ai alege o linie genealogică pentru neamul tău care implică incest? O relație între socru și nor? Nu ai fi vrut ceva mai bun? Nu te-ai fi ferit complet de așa ceva? El putea să se ferească. Putea să aleagă o linie pură, curată. Dar a ales aceasta. Apoi a doua femeie menționată aici a fost Rahav, versetul 5. Rahav a fost o prostituată bine cunoscută în Ierihon. Nu era nici măcar o evreică. Cineva care aparținea țării Ierihonului, probabil din familia cananiților. O prostituată care își câștiga banii vânzându-și trupul. Tu ai vrea ca cineva să cunoască că bunica ta a fost o prostituată în oraș? Ai alege așa o linie dacă ai putea să alegi? Și dacă ar fi fost așa, ai fi pus-o pe prima pagină a biografiei tale? Aceasta este pe prima pagină. A treia femeie menționată aici este Ruth. Ruth este numită aici soția lui Boaz. Ruth era o moabită, care înseamnă o descendentă a lui Moab. Moab a fost unul din fiii lui Lot, născut prin incestul lui, cu propria fică. Este o altă linie a incestului. Și a patra a fost Batșeba, Matei 1, versetul 6, cu care David a comis adulter. Ea nu a fost din neamul Mariei, dar a fost din neamul lui Iosif. E foarte interesant că toate aceste patru femei au fost implicate cu câteva tipuri de abateri sexuale și de păcat în neamul lor. Rut prin strămoșul ei Moab. Rahav, Tamar, Batsheba, mod direct. De ce Iisus a ales o astfel de linie? Îmbibată cu oameni păcătoși. Deoarece El a venit să salveze păcătoși. A vrut ca oamenii să știe, m-am identificat cu o linie păcătoasă. Nu a fost niciun păcat în el, dar s-a identificat în totalitate cu o linie teribil de păcătoasă. Astfel încât să salveze oamenii care au fost implicați în incest, cu cei implicați în adulter, care au fost prostituate și așa mai departe. El a venit să salveze păcătoși. Și pentru a salva păcătoși, nu l-a interesat ce vor gândi oamenii despre el. Smerenia lui a fost totală. S-a identificat complet cu rasa umană. Acolo vedem smerenia lui extraordinar când o comparăm cu mândria noastră, e o nebunie. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem ceva din smerenia lui Isus. Duhul Sfânt vrea să ne facă la fel ca Isus. El trebuie să ne ducă la punctul unde să nu disprețuim păcătoși. Recunoaștem că noi înșine suntem păcătoși și suntem dispuși să ne identificăm cu ei, chiar dacă ești liber de păcat, cu scopul de a i salva din condiția lor nenorocită. Acolo vedem gloria smereniei lui Isus. Duhul Sfânt vrea să te facă și pe tine așa. Dumnezeu să te bine cuvinteze.